După ce a băgat atâția oameni la pușcărie sau doar în arest preventiv, justiția română lovește din nou. Acum tocmai a divorțat niște oameni cu forța. Da, da, doi cetățeni români, soț și soție, s-au trezit divorțați după ce judecătoria din Timișoara a dus până la capăt o acțiune pe care ei doar o demaraseră, însă pe care o opriseră la un moment dat. S-au certat și au depus o cerere de divorț în instanță, dar apoi s-au răzgândit și nu s-au mai prezentat la termen. Legea spune că în lipsa soților, cererea este anulată, dar cei doi au primit prin poștă o decizie care stabilește că nu mai sunt căsătoriți. Uite mă, vedeți ce se întâmplă în țara asta? Mai are dreptate și bietul Varan să acuze abuzuri ale justiției. Păi de ce n-a spus așa domnul Voiculescu? Trebuia să ne spuneți, domne, cu subiect și predicat, că Băsescu ăsta controlează justiția și că divorțează oameni la comandă. Auziți? Dar pe Elena și Cocoș tot el i-a despărțit, domne, printr-un abuz de ăsta al justiției? Este vorba de neștiință din partea magistratului. La primul, iar la al doilea, când i-am și arătat greșeala, a fost categoric rea credință. Vă dați seama totuși câte erori de interpretare am făcut până acum dacă în țara asta divorțurile se decid fără acordul niciunuia dintre soți? Pe bune, poate ne-am pripit cu glumele la adresa lui Tăricianu. Poate că bietul de el n-a trecut de bună voie de la o nevastă la alta. Poate l-a divorțat justiția băsistă cu forța.